Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună ziua, dragilor! Sunt Părintele Matei Vulcănescu, de la Biserica Sfântul Eduard și Sfânta Paraschevii Romana, Marea Muceniță, de la Liverpool. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna și acum și pururea și în vecii vecilor. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiții mei, această rugăciune pe care ați auzit-o, de invocare a Duhului Sfânt ca să se sălășluiască în noi și să curățească în noi ce anume? Toată spurcăciunea. Noi folosim cuvinte care ne plac să ne gâdile urechea, ca nu cumva să ne rănim sentimentele și spurcăciunea, necurăția, mizeria din noi, rahatul din noi, să nu fie curățat. Vedeți? Aici este o mare problemă, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, când și-a început propovăduirea, așa, o să citesc să vedem cum spune în limba greacă. Iisus Kirisin Kelegin. Iisus a predicat și a spus. Deci iată tonalitatea, se subliniază că a proclamat, da? Și a spus. Iisus Kirisin Kelegin. Deci a proclamat, a spus cu putere, da? Și ce anume a spus? Metanoite, indike gar, i vasilia ton uranon. Și anume, în limba română, metanoite. Cuvântul a fost tradus cu cuvântul pocăință. Indike gar, i vasilia ton uranon. S-a apropiat, iată, împărăția cerurilor. Și avem acest cuvânt metanoite, care în limba română a fost tradus cu cuvântul pacaianie, pocăință, din limba slavă. Dar acest cuvânt pocăință pentru noi înseamnă să spară rău de păcatele tale, să știi că ești păcătos, să spară rău și să nu mai faci. Asta înțelegem noi prin cuvântul pocăință. Însă, dragilor, trebuie să știți că acest cuvânt, pocăință, nu exprimă, de fapt, ceea ce este cuvântul metanoite. Cuvântul metanoite este format din meta, care înseamnă schimbare, și nous, care înseamnă rațiune, minte, gânduri, da? Mintea omului. Partea cea mai adâncă sau poate să însemne, Sfinții Părinți vorbesc despre faptul că mintea omului înseamnă și inima omului. Și că această minte este o minte spirituală și se găsește în sufletul omului. Nu înseamnă memoria, ci înseamnă gândirea care funcționează, care, acel receptor prin care noi îl percepem pe Dumnezeu. Acesta este nusul. Este cea mai înaltă parte din sufletul uman. Deci se spune că sufletul uman are partea aceasta, anima, care înseamnă suflarea de viață, viața, da? Viața aceasta, sufletul ține viața în trup, viața aceasta biologică, dar există și nusul, care este inima omului, care este centrul omului, prin care omul gândește cele bune, prin care el este, comunică cu ceilalți, comunică cu Dumnezeu. Deci metanoite înseamnă, de fapt, schimbați-vă modul de a gândi. Schimbați-vă gândurile. Vedeți, astăzi oamenii sunt foarte șocați și îmi cer iertare dacă v-am smintit folosind cuvântul căcat și alte cuvinte care sunt cuvinte pe care le găsim în Scriptură. Copria, coprios, copria înseamnă exact acest cuvânt, da, pe care îl folosim și care exprimă cel mai bine ceea ce suntem. Noi suntem creația lui Dumnezeu, suntem cununa făpturii, dar în același timp, datorită căderii noastre, suntem în același timp dumnezei
copiii lui Dumnezeu, înfiați de Dumnezeu, dacă vrem acest lucru și în același timp suntem, iată, jalnică făptură care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Da, de aceea și Panaiotis Nelas vorbește despre omul animal îndumnezeit. Adică noi nu putem fi întregi fără de Hristos. Dar ca să putem să ne apropiem de Hristos și să facem metanoia, adică schimbarea mentalității, trebuie să-L ascultăm pe Hristos. Și ce ne spune Hristos despre modul cum trebuie să facem această metanoia? Și iată, citim, deci asta am citit Matei capitolul 4, da, versetul 17, și acum o să mergem la Luca capitolul 9, versetul 23, ca să vedem cum anume se face această metanoia, această schimbare a mentalității. Și iată ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Și o să vă citesc direct în greacă veche. Elegende pros pandas. Le-a spus atunci tuturor. Da. Itis theli opisomu erheste. Oricine. Cine dorește. Itis theli. Dacă cineva dorește. Deci dacă cineva dorește, este libertate. Dacă dorim, da? Itis theli, dacă cineva dorește, opisomu erhete, să vină după mine, să-mi urmeze mie, să vină după mine, da? Să meargă în spatele meu, da? Să-mi urmeze mie, da? Apar arnisasto eafton. Arnisasto eafton. Ce înseamnă acest lucru? Să se nege pe sine. Să se nege pe sine. Să se înjosească pe sine. Che arato ton stavron aftu cathimeran. Și să își ia, să-și ridice, să-și care crucea sa cathimeran în fiecare zi. Deci crucea suferinței, crucea necazurilor care vin, să o ridice în fiecare zi. Che acoluthistomi, și să-mi urmeze mie. Deci, itis theli opisomu ergeste, arnisasto eafton, che arato ton stavron aftu cathimeran, che acoluthistomi. Oricine, dacă cineva dorește, să vină după mine, să se nege, să se înjosească, să se nege pe sine, să se anuleze pe sine, să-și ridice crucea sa în fiecare zi, adică suferința, și să-mi urmeze mie. Deci iată care este condiția de a fi creștin, dragilor. Dacă noi, acum vedeți acest Facebook, în acest Facebook acesta este un loc al narcisismului. Pentru că noi vrem să dăm o imagine cât mai bună despre noi înșine. Să arătăm ce minunat suntem, cât de postitori suntem, cât, ce cuvinte spunem, ne luăm la întrecere unii cu alții, în ce excursie am mers, cât de vrem ca lumea să aibă o părere bună despre noi, să ne vorbească numai de bine. Doamne ferește să ne vorbească lumea de rău. Dar iată că Hristos spune, vai vouă atunci când lumea vă va iubi. Lumea vă urăște pe voi, pentru că voi, deși sunteți în lume, nu sunteți din lumea aceasta. Și pentru că lumea iubește ce este al său. Și anume, ceea ce spune Sfântul Apostol Petru în epistola sa, epistola 1 a Sfântului Apostol Petru, sobornicească, spune că omul iubește pofta ochilor, trufia vieții. Deci noi, de fapt, dragilor, trăim într-o trufie a vieții. Trufia aceasta înseamnă că noi nu suportăm să ni se rănească sentimentele. Noi nu suportăm să auzim cuvântul căcat. Părintele Cleopa de la Silvestria spunea despre el
Sunt mai rău decât un vierme, nu sunt om, spunea părintele Cleopa, că era din generația aceea veche de călugări care înțelegeau și citeau Scara Raiului a Sfântului Ioan Scăraru. Iar dacă citiți Scara Raiului a Sfântului Ioan Scăraru, o să vedeți acolo cum o să vă îngroziți să vedeți călugării, cei care cum se înjoseau pe sine. Apoi ați văzut nebunii pentru Hristos cum se manifestau în așa fel încât lumea să-i deteste. Pentru că, de fapt, normalitatea era la nebunii întru Hristos, nu la cei care credeau despre ei că sunt drepți. Și iată să vedem ce mai spune Mântuitorul Iisus Hristos, ce spune prin gura Sfântului Apostol Pavel, spune că iată, o să citesc 1 Corinteni 1, versetul 23, care spune așa în greacă veche: Imis de chirisomen Christon estavromenon. Noi îl predicăm pe Hristos răstignit. Atenție mare! Ce înseamnă răstignit? Acum poate pentru noi ni se pare că vedem peste tot Hristos răstignit pe cruce. E, trebuie să știți că să îl propovăduiești pe un om în cea mai mare slăbiciune, în clipa morții sale, răstignit și expus tuturor pe o cruce, în curul gol, cum spune părintele Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, pe o cruce răstignit, făcând pipi în fața tuturor, toți râzând de el, curgându-i sânge pe față. Era o priveliște urâtă, o priveliște care nu ți-o dorești. E cea mai adâncă smerenie a Fiului lui Dumnezeu, o Fiul omului, Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, Logosul întrupat, Dumnezeu și om, cu două fii, dumnezească și omenească, cu două voințe, dumnezească și omenească, și cu două firi, două voințe și cu două energii, două lucrări, una dumnezească și una omenească. Acest Iisus Hristos a făcut caca, acest Iisus Hristos a mâniat, acest Iisus Hristos a mâncat. Iisus Hristos spune, voi ziceți despre mine, a venit Fiul omului mâncând și bând, și voi spuneți, iată om mâncător și băutor. Eu când am spus, am două plăceri în viață. A mânca și a măcăca. Da? Aceasta e realitatea. Acestea sunt plăceri. Atenție! Plăcerea este una, iar bucuria este alta. Bucuria mea este întâlnirea cu Iisus Hristos în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care ne îndumnezeim atunci când ne împărtășim cu El și ne facem oameni întregi, atunci când dispar plăcerile. Pentru că ne unim cu Hristos, cu Dumnezeul nostru, dragilor. De aceea, ce spune aici? Zice, Hristos estavromenon. Deci noi îl propovăduim pe Hristos răstignitul, care a fost răstignit. Iudeis men scandalon. Pentru evrei este scandal. Scandal lucrul acesta. Adică sminteală. Deci iată cuvintele și iată ceea ce suntem în Duhul lui Hristos, în Duhul Evangheliei. Pentru că iată oamenii care sunt, care îl caută pe Hristos, nu au fost învățați că trebuie să facă metanoia, să se înjosească pe sine. După cum spune Sfântul Efrem Sirul, Duhul înjosirii, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al înjosirii, al gândului smerit, adică, al înjosirii, dăruiește în mie slugii tale. Duhul înjosirii, dăruiește în mie slugii tale. Vedeți? Și dăruiește-mi ca să nu văd greșelile mele, să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe aproapele meu. Da, vedeți?
Atunci când ne vedem greșeala, nu poți să o sândești pe aproapele. Da? Dar iată ce spune mai departe. Aici. Iudeus men scandalon, etnes in de morian. Adică pentru neamuri, etnes in înseamnă pentru neamuri. Neamul nu înseamnă neamuri, ci înseamnă popoare. Deci pentru popoarele păgâne, se referă la popoarele păgâne, de morian. Adică morian înseamnă nebunie. Da? Nebunie. Deci pentru popoare, răstignitul Hristos pe cruce în sânge, bătut în cuie, este o nebunie. Aftis de tis clitis. Iar dintre cei care sunt chemați, aleși, iudeus te che elisin, evrei sau elini, adică păgâni, Hriston theu dinamin che theu sofian. Pentru noi, deci dacă pentru evrei este scandal, pentru neamuri este nebunie, pentru cei chemați, fie dintre iudei, fie dintre elini, dintre neamuri, Hristos Dumnezeu, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, adică Logosul dumnezeesc. Acesta este pentru noi Hristos. Deci iată, iubiților, acesta este Hristos Dumnezeu nostru și dacă vrem să-i urmăm lui, atunci să învățăm să ne înjosim pe noi înșine. Pentru că nu putem să fim creștini dacă vrem pe Facebook și peste tot lumea să aibă o părere bună despre noi și să ne creăm o imagine pe care vrem să o dăm în societate, domnul doctor, doamna doctor, părintele și așa mai departe. Nu! Dumnezeu nu vrea asta de la noi. Cine se înalță pe sine va fi smerit, va fi umilit. Și cine se umilește pe sine, acela va fi înălțat de Dumnezeu. Aceasta este mentalitatea cea nouă a Evangheliei, dragilor, pe care nu știu cine o mai predică astăzi. În ce biserică mai este ea predicată? Pentru că, vedeți, protestantismul, mișcarea protestantă, este pornită tocmai din egoismul omului de a interpreta Scriptura după propria sa minte. Am văzut, scriind despre mine, că am două plăceri în viață, dar acestea sunt plăceri, nu bucurii, atenție. Am mâncat și am măcăcat, au început unii. Ești un nebun, cu tare, vai, cuvântul, nu, cuvântul mai a zgâriat pe urechi și așa mai departe. Ce arată lucrul acesta? Arată că, din păcate, nu suntem învățați să fim ortodoxi. Suntem, de fapt, niște protestanți în gândire. Și protestantismul se manifestă prin faptul că noi ne interpretăm biserica și credința și religia, în ghilimele, după mintea noastră. De fapt, noi suntem idolul. Să știți că cineva chiar mi-a spus, ci că mă detașez de dumneata pentru că faci de râs lucrarea antiecumenistă pe care ai lucrat-o până acum. Și am zis așa, dacă această lucrare antiecumenistă devine un idol, să se facă praf. Nu avem nevoie de idol. Noi îl avem pe Hristos Dumnezeu. Noi la El ne raportăm, nu la oameni. Pe noi nu ne interesează părerea oamenilor despre Părintele Matei. Pe noi ne interesează să fim plăcuți lui Hristos Dumnezeu. Iar Hristos a devenit sminteală pentru întregul glob pământesc. Iar eu, dacă devin sminteală pentru toți cei care sunt păgâni în gândire, protestanți în gândire, lucrul acesta ar trebui să-i zguduie pe toți aceștia și să înțeleagă că Hristos primul este sminteală, iar noi suntem următorii lui Hristos, smintindu-i pe cei care nu doresc nici să audă că cineva se înjosește pe sine. Da, sunt mândru. Da, vreau să fiu văzut bine. Sunt primul care vreau să fiu văzut bine de oameni. Sunt un narcisist nenorocit. Da, sunt un căcăcios. Asta este realitatea. Nu ne ascundem această realitate. O punem așa cum este. Pentru că noi nu asta vrem. Noi îl căutăm pe Iisus Hristos. Și pe acesta răstignit, ci cu El ne lăudăm. El este lauda noastră, nu Părintele Matei Vulcănescu. Deci iată că faptul că atâția dintre voi ați fost atât de deranjați de cuvintele mele puse pe Facebook, trebuie să știți și să vă spargeți egoismul și rănirea sentimentelor. Pentru că, vedeți, astăzi oamenii își rănesc sentimentele. Întrebarea este, sentimentele acelea nu cumva sunt ale diavolului și ale omului vechi? Care cresc în noi, de fapt, egoismul
și starea de mulțumire cu noi înșine, că cine suntem noi și ce facem noi. Nu cumva, vedem, am văzut astăzi acest fenomen care este ia amploare și anume foarte mulți tineri vor să meargă la mănăstire. Dar dacă le spui, deci trebuie să știți că la Sfântul Antonie cel Mare, atunci când venea cineva ca să fie monah, să stea cu el, părintele îl lua la, la trei păzește. Prostule, tâmpitule, cu tare. Și ăla, cum îndrăznești să-mi spui mie așa ceva? Și în clipa aia spunea, tu nu ești bun de monah. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că astăzi, tinerii care se duc la mănăstire și stareții de mănăstiri nu mai sunt încercați. Nu mai au duhul încercării, al umilinței adevărate, al înjosirii adevărate, ci foarte mulți, foarte mulți au devenit colhozuri, adică cooperative agricole de câștig, în care pur și simplu acești oameni sunt puși să muncească și cam atâta și nu sunt crescuți duhovnicește. Devin niște sclavi pe plantație, ceea ce nu este acesta rolul monahului. Și atunci, foarte mulți tineri care vor să se ducă la mănăstire spun noi trebuie să fim smeriți, dar noi înșine să avem gândul smerit. Nu trebuie să arătăm lucrul acesta că suntem smeriți. Dar cine a zis că arătăm că suntem smeriți? Când spui despre tine că ești un căcat în ploaie, atunci toată lumea spune că ești nebun. În niciun caz că ești smerit. Și că te prefaci că ești smerit. Cum să creadă lumea că ești smerit când tu spui asta? Din contră, lumea te va urâ și mai tare. Va fi tulburată și deranjată de ceea ce spui tu public. Dar iată că Hristos spune să mărturisim. Să mărturisim cu gura. Deci ceea ce se crede cu inima se mărturisește cu gura. Nu rămâne noi. Vai, noi credem în biserica noastră, dar să nu spunem cu gura, să le rănim sentimentele protestanților, ale catolicilor și ale ecumeniștilor. Nu, dragilor. Nu. Pentru că sentimentele catolicilor, ecumeniștilor sunt cele fără de metanoia. Adică fără de pocăință, fără de schimbarea mentalității. Pentru că sentimentele și gândurile omului fără de Hristos, fără de înjosirea de sine, sunt ale satanei. Și atunci foarte bine că ți-am rănit sentimentele. Foarte bine că te-am tulburat. Pentru că este tulburarea cea bună care trebuie să te ducă să-ți dărâmi establishmentul pe care l-ai în tine. Acea stare de îndobitocire în care tu vrei să-ți creezi de fapt o realitate falsă despre tine. Dar iată că împăratul este gol, a strigat copilul în acea nuvelă, nuvelă numită Hainele cele noi ale împăratului, care era gol și avea haine țesute care erau imaginare. Deci noi, de ce oamenii se îmbolnăvesc de depresie, de anxietate? Pentru că nu vor ca să li se descopere căcatul, mizeria, copria, cum se zice în limba greacă, și găsim în Sfânta Scriptură lucrul acesta. Mântuitorul Iisus Hristos îi spune lui Luca și lui Cleopa, o anoiti chevradisti cardia. Ce înseamnă lucrul acesta? O nebunilor și retardaților. Deci iată cum vorbește Hristos. Au tradus în limba română, vai, să nu cumva, deși traducătorii sunt niște trădători, care au tradus Biblia ortodoxă și orice Biblie, că Biblia trebuie să fie aceeași, au tradus-o cu cuvinte mieroase, să nu cumva să spunem cuvinte urâte, pete de necurăție, acolo scrie pată de căcat. Scrie pete de necurăție. Vai, să îmblânzim cuvintele ca nu cumva cuvântul lui Dumnezeu să ne atingă inima. Ca nu cumva să ne smerim cu adevărat, ca nu cumva să ne înjosim pe noi înșine. Și de aceea vedem astăzi că preoți, episcopi și așa, îi vezi că sunt în depresie. Îi vezi că sunt în anxietate. Îi vezi că sunt unii dintre ei demonizați, maici, taici, călugări. Îi vezi că sunt plecați. Că nu mai învață nimeni adevărul, că nu mai este nimeni viu. Fraților, reveniți-vă că la Hristos este medicamentul, dar trebuie să-L înțelegem după cum El ne-a învățat pe noi, nu după mintea noastră să ne creem noi un Hristos fals în mintea noastră. Să înțelegem, cine e Părintele Matei? El este un sac de viermi, așa cum spune Părintele Ilie Cleopa. Părintele Ilie Cleopa spunea despre el însuși, sunt un sac de viermi, un sac de rahat, un sac de căcat. Sunt mai rău decât viermele. Asta spuneau călugării în vechime. Asta înțelegeau ei prin starea de metanoia, pe care astăzi s-au uitat complet de acest lucru. Nu mai vrem să auzim de metanoia.
Vai, ne e rușine de părintele Matei, că e nebun. E nebun cu capul, e nebun la cap. Asta se răspundește. De ce? Pentru că învață ce a învățat Hristos. Uitați-vă la Ioan. Citiți Evanghelia de la Ioan. Să vedeți cât de nebun era Hristos. Dar citiți-o în original. Sau citiți-o și în limba română. Că o să înțelegeți asta. Că a fost chiar închis de, așa zis și frați, verișori, copiii lui Iosif. A fost luat și închis, încuiat în casă. Citiți la Luca treaba asta. De ce? Pentru că au zis că și-a ieșit din minți, a nebunit. A nebunit Iisus Hristos, Fiul Mariei. Înțelegeți? Deci pentru lumea aceasta, pentru lumea aceasta fără de metanoia, oricine vorbește din Scriptură, din Evanghelie, din Sfinții Părinți, este considerat nebun. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să avem nebunia cea bună în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.